Sunt în aeroportul Otopeni și mi-am cumpărat o sticlă cu apă. Bineînțeles, are simbolul de garanție pe ea, ceea ce înseamnă că am plătit cu 50 de bani în plus. Acum vreau să văd dacă pot să returnez recipientul. Nu să vă dau bani, că dacă vi dau, trebuie să vi dau de la mine, că gen să nu vă supărați, dar prin lege nu pot să vă dau bani. Concluzia, am luat sticla goală în avion. Aceasta a călătorit 600 de kilometri ca să poată să fie reciclată și doar așa am primit garanția înapoi. Norocul de data aceasta a fost că am călătorit în țară și am putut să duc sticla la reciclat. În aeroportul din Cluj, plecând în afara țării, nu am mai fost atât de norocoasă. Mă întrebam dacă aș putea și să returnez o sticlă cu simbolul SGR. Nu, la centru se duc, nu la noi. Dar am văzut că aici plătesc cu 50 de bani în plus. Așa se ia peste tot când cumpărați, așa se ia. Sticla a ajuns la gunoi, iar garanția în buzunarul proprietarului de magazin. Dacă ne uităm în lege, magazinele duty-free sau cele care se află în mijloace de transport internațional sunt exceptate din sistemul de garanție returnare. Este o chestiune care se întâmplă în toată lumea, fie că ne aflăm într-un aeroport din Germania, fie că ne aflăm pe un aeroport din altă țară, dar eu sunt convins că acolo se vor institui puncte de colectare manuale sau automate mai devreme sau mai târziu și va fi remediată și această chestiune. De ce ar fi ei motivați să instaleze dacă prin lege este reglementat că ei nu sunt obligați să facă asta în aeroporturi? Nu mă refer aici la proprietarul restauratului. Mă refer aici la administrația aeroportului care ar putea să devină punct de colectare. Reprezentantul aeroportului Otopeni spune că e datoria comercianților să facă asta. Există un singur aparat care primește sticlele cu simbolul de garanție în aeroport, dar se află în cadrul unui supermarket la ieșirea din terminalul aterizări. Deci nu unde consumă băuturi majoritatea călătorilor. În ceea ce îi privește pe ceilalți comercianți, mă refer aici la cei care au vendomate sau cafenele, baruri, este strict obligația lor legală de a respecta prefederile regii respective. Noi suntem proprietarii spațiilor, dar nu noi trebuie să implementăm aceste prevederi legale. Nu cred că îi oprește nimeni, dar atât timp cât sunt acceptați și ne uităm că foarte mulți din cei care au obligația nu o fac, cu siguranță toată lumea se bucură când e acceptat de la ceva. Legea este incertă. Dacă aeroporturile sunt acceptate de la aplicarea sistemului de garanție returnare, atunci nu ar trebui să poată să vândă produse cu simbolul respectiv și nici să preia garanția. În mod normal, oriunde poți să cumperi o sticlă cu care poți să pleci, ar trebui să poți să o și returnezi. Așa ar trebui să fie organizat sistemul. Există discuții la nivelul Uniunii Europene să fie introduse aceleași simboluri pe toate sticlele din țările în care există sisteme de garanție, tocmai ca oamenii să le poată recicla și să-și primească banii înapoi oriunde. Dar discuțiile sunt în fază incipientă. Până atunci însă, când mergem în aeroport, rămânem și cu banii pentru garanție luați și cu sticla nereciclată.